Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, primele 5 versete, unde cuvântul spune așa. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jenit cu mare tulbuire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd din biserică, intra prin case, lua pustila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele lua aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau marții pe de mulți slăbănoți și știu că erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă ați citit măcar o singură dată Noul Testament, nu se poate să nu fi observat, începând cu Evanghelie și continuând cu această carte, numită Faptele Apostolilor, un adevăr foarte important. Sunt foarte rare cazurile în care oamenii au luat contact cu Evanghelia, fiindcă au căutat ei înșiși cu ardoare acest lucru. Iar în cele mai multe situații, oamenii au auzit vestea cea bună, fiindcă cineva a venit la ei, înspre ei, de undeva și le-a propovăduit-o. Așa s-a întâmplat și așa este scris și vedeți că este o regulă, da? Așa a procedat de la început Domnul nostru Iisus Hristos și anume, El nu s-a așezat, de exemplu, comod undeva în vreo sinagogă, în vreo casă, confortabilă, unde să aștepte și să vină la El oameni din toate părțile Iudeii și ale Samariei să-L audă predicând Evanghelia.
însuși a luat-o la pas, a luat ținutul întregi la pas, a străbătut sute, poate mii de kilometri pe jos și spune cuvântul că umbla din cetate în cetate și din sat în sat, vestind cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Așa spune Matei, capitolul 9, versetul 35, că Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. În Luca, capitolul 10, îi se spune că după aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici. Deci a făcut cu ei? I-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe care, pe unde avea să treacă el. Așa a procedat Domnul și așa i-a învățat și le-a poruncit și apostolilor și toți ucenicilor care i-au urmat. Să nu stea pe loc și să nu aștepte ca oamenii să vină la ei, ci ei să meargă la oameni și să le ducă Evanghelia. Și dacă acesta a fost de la început planul Domnului, cum altfel și-ar fi putut închipui apostolii și toți ceilalți că s-ar fi putut petrece lucrurile? Altfel. Așa că atunci când Duhul Domnului a găsit de cuvință să-i răspândească pe creștini pentru a-și îndeplini această misiune pe care au primit-o de la Domnul, chiar dacă metoda pe care Duhul a ales-o a fost deosebit de aspră, totuși se pare că a fost singura care a putut să dea roadă, și anume prigoana bisericii. Că până când biserica n-a început să fie prigonită, creștinii nu s-au urnit din locul lor. Și așa zice versetul 1, din capitolul pe care tocmai l-am citit, că Saul se voise la uciderea lui Ștefan, eveniment tragic, și în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostol, spune mai departe cuvântul, că s-au împrăștiat în toată Iudeea și Samaria. Și acum, începând cu acest capitol 8, noi nu mai avem o biserică cantonată doar în Ierusalim, ci una în deplasare. Biserica în deplasare. Fiindcă așa a fost voia Duhului Sfânt. Ce înseamnă și de ce este capabilă o biserică în deplasare? Primul lucru important pe care îl descoperim că îl poate face o biserică în deplasare este misiunea. Misiunea. Dacă suntem sinceri cu noi înșine și dacă stăm înainte lui Dumnezeu, trebuie să fim, trebuie să recunoaștem că tendința naturală a oricărui credincios, începând cu mine și bănuiesc că și noi să sunteți în aceeași postură, este de a sta cu minte în bămbuța lui și de a-și vedea cât se poate de liniștit de credința lui, de viața lui privată și, în general, de a încerca să provoace cât mai puțină vârvă în jurul lui, adică să nu supere pe nimeni cu convingerile lui. Da? Cam asta este tendința naturală. Și asta din cauza că este cât se poate de clar din ceea ce spune cuvântul și din experiența noastră personală, bănuiesc, că Evanghelia predicată, propovăduită, provoacă împotrivire. Asta este realitatea. Și dacă Evanghelia provoacă împotrivire, inclusiv în propriile familii ale celor care o predică sau o cred, din partea celor mai dragi și celor mai apropiați ai lor, este natural să ai rețineri când trebuie să mai propovădești altora care îți sunt străini. E natural să fie așa, da? Cam asta era situația bisericii din Ierusalim în vremurile acelea. Creștinii din Ierusalim oricum aveau destule și foarte serioase probleme cu cei din neam, cu ei, cu sânge, cu ei, cu evrei, da? Cum să-ți mai treacă prin cap să le predici pe Hristosul înviat și altora, când nici măcar frații tăi nu te înțelegeau și nu te credeau. Numai că planul lui Dumnezeu și implicit misiunea Duhului Sfânt, care tocmai se coborâse în biserică,
se începuse deja lucrarea, nu erau în acord sau de acord cu felul în care înțelegeau creștinii din Ierusalim lucrurile. Așa că, fiindcă aceștia se pare că nu pricepeau altfel, atunci Duhul Sfânt a trebuit să-i determine cumva să facă ceea ce trebuia să facă. Adică să înceapă să răspândească după planurile lui Dumnezeu Evanghelia în toată lumea, până la marginile Pământului. Da? Iar declanșarea prigoanei și împrăștierea creștinilor în toate direcțiile a fost, se pare, cea mai eficientă metodă aleasă de providența lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui măreț plan al lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a alcătuit, spune cuvântul, din veșnicii. Îi aduce Evanghelia la orice făptură. Sigur că, din perspectiva noastră omenească, uciderea lui Ștefan și declanșarea prigoanei împotriva creștinilor din Ierusalim a fost un eveniment tragic, un eveniment neplăcut și nedorit. Dar Dumnezeu, în infinita Lui înțelepciune și în conformitate cu planurile sale veșnice, uneori aproape imposibil de înțeles și de cuprins cu mintea noastră omenească, Dumnezeu știe să se folosească și să conducă în așa fel evenimentele și întreaga istorie în așa fel cât planurile sale glorioase să se împlinească. Și când privești lucrurile de aici, din perspectiva omului care trăiește în anul 2017, în secolul 21, este foarte dificil să pricep că acesta a fost un plan extraordinar bazat pe o înțelepciune infinită și pe o înțelepciune care poate să vină doar de la Dumnezeul cel infinit. Zice în capitolul 1 din Faptele Apostolilor că apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta era frământarea lor, da? Și Domnul le-a răspuns, franc, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea le-a păstrat Dumnezeu Tatăl sub stăpânirea sa. Dar care este treaba voastră? Treaba voastră este următoare. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. De unde? Prima dată în Ierusalim. Că vă las o vreme acolo, da? Dar apoi, în toată Iudeea, apoi și până la... Asta este planul lui Dumnezeu. Asta este treaba voastră. Nu să cunoașteți soroacele, nu să ghiciți viitorul, nu să calculați când vine sfârșitul lumii. Aia e treaba lui Dumnezeu. Treaba voastră e asta. Deci dacă acesta era planul lui Dumnezeu de răspândire a Evangheliei în toată lumea, cum s-ar fi putut împlini acest plan dacă creștinii din Ierusalim ar fi continuat să rămână doar în Ierusalim, cel mult în Iudeea, câte 1-2 așa, încă multă vreme, să zicem vreo 300 de ani. Cam cum credeți că ar fi arătat lumea astăzi? Acum, întrebarea aceasta și problema aceasta, realitatea aceasta, își are rostul și pentru noi. Că, până la urmă, degeaba citim noi aceste învățături ale Scripturii, dacă nu ne alegem cu nimic. Și dacă mie, ca și creștin care trăiesc în anul 2017, nu mi se ridică niște întrebări și nu caut să răspund la ele. Întrebarea aceasta și are rostul pentru noi doar în măsura în care înțelegem că ea ne este adresată într-un mod particular. Pentru noi, această întrebare sună cam în felul următor. Cum anume ar putea să audă cei din jurul nostru Evanghelia și să o creadă ca să poată fi mântuiți prin credința în Hristos, dacă noi, în calitate de posesori ai acestui adevăr, nu îl dăm mai departe și altora? Și răspundeți fiecare dintre dumneavoastră. Eu merg mai departe. Al doilea lucru foarte important pe care îl poate realiza o biserică în deplasare este mijlocirea. Bun, despre ce este vorba? Există aici textul acesta pe care tocmai l-am citit, un pasaj care ridică unele probleme și pe care se bazează
fiindcă experiența primirii Duhului Sfânt este separată și ulterioară credinței și mântuirii. Da? Știți că există această biserică, există, da? Doctrina care spune că Duhul Sfânt îl primești după ce ești mântuit, după ce ești făcut, așa mai departe. Da? Bun. Problema pe care trebuie să lămurim încă de la început este aceea că ceea ce descrie în acest loc Cartea Faptelor Apostolilor nu trebuie înțeles ca învățătură normativă, adică ca dogmă, ca doctrină, ci doar ca pe un eveniment specific contextului din acel moment. Ce vreau să spun cu asta? Despre ce este vorba aici? Se știe foarte bine din alte texte ale Scripturii că samaritenii și iudeii, deși erau înrudiți, aveau unii față de alții o dușmanie extraordinară mare, o aversiune foarte mare. Încât au ajuns să se evite unii pe alții, să se dușmănească în așa fel, să se consideră reciproc blestemați, și samaritenii merseseră atât de departe încât își construiseră propriul sistem religios, negând că ar mai avea cumva de a face cu religia și Dumnezeul iudeilor. Știm asta din Scriptură, da? Și din istorie, bineînțeles. De aceea, femeia samariteancă, întâlnită de Domnul Iisus Hristos la fântână, și găsim asta în Evanghelie după Ioan, spunea următoarele, în Ioan capitolul 4, că a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Domnul era acolo, lângă fântână. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii nu se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Întrebarea așa, avea rostul lui, pentru că, v-am spus, iudeii și samariteni se urau atât de și se disprețiau unul pe altul, nu aveau niciun fel de legătură. Și v-am și spune, ca apostolul în Evanghelie, iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samariteni. Mai departe, la versetul 20, găsim așa scris, spune femeia, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Țineți minte această afirmație. Filip și ceasul acesta despre care vorbea Domnul Iisus Hristos a venit, da? Începând cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Și vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus Hristos a ajuns și la urechile samaritenilor. Numai că samaritenii aveau o problemă nu cu Iisus, ci cu mântuirea care vine de la iudei. Asta era problema lor. Ei pur și simplu nu puteau să accepte așa ceva. Cum se putea rezolva această problemă care persista între samariteni și iudei de secole? Nu putea rezolva nimeni decât singur Dumnezeu. Duhul Sfânt avea să rezolve odată pentru totdeauna. Filip ajuns în Samaria, predică Evanghelia acolo, ne spune textul, samaritenii cred Evanghelia și se botează. Ceea ce dovedea că samaritenii nu aveau o problemă cu Evanghelia lui Hristos, dar aveau o problemă cu originea umană a Domnului, cea de iudei, cu mântuirea care vine de la iudei. Omenește, spuneam, această problemă n-a putut fi rezolvată, așa că a fost necesară intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt. Cum s-a petrecut asta? Păi s-a petrecut exact prin ceea ce ne spune versetul 14 la 17. Că apostolii care erau în Ierusalim, apostolii ce erau? De origine etnică. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, doi iudei, da? Aceștia au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fusese doar botezați în numele Domnului Iisus. Și atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt, spune cuvântul. Când samaritenii convertiți la credința creștină au primit Duhul Sfânt, în momentul în care doi iudei
Ioan și au pus mâinile peste ei, samaritenii au înțeles în momentul acela, cât se poate de clar, ce înseamnă cuvintele Domnului, mântuirea vine de la Dumnezeu. Mijlocirea apostolului Petru și Ioan pentru ca samaritenii să primească Duhul Sfânt nu are altă semnificație, afară de faptul că, că Biserica lui Hristos este una singură. Exista riscul, dacă nu se întâmpla asta, ca samaritenii mai departe să-și construiască o biserică separată de cea a iudeilor, așa cum și-au construit odinioară un sistem religios separat de cel al evreilor din Ierusalim. Înțelegeți riscul. De aceea, Duhul Sfânt trebuia să rezolve această problemă. Biserica lui Hristos este una singură, atât a iudeilor, cât și a tuturor celorlalte neamuri de pe pământ, o biserică care se întemeiază pe credința apostolilor și a prorocilor, după cum avea să spun mai târziu, Pavel, cel care este apostolul neamurilor, numit de cuvânt. El a venit astfel să aducă vestea cea bună, spune el, Efesenilor, capitolul 2, versetul 17 la 20. El, Hristos, a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, care erați departe, adică nouă neamurilor, și pace celor care erau aproape, adică evreilor, da? Căci prin el, și bunii și alții, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh, da? Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună, cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor, iudeilor, da? Și prorocilor, piatra în capul unghiului fiind Iisus Hristos. Amin. Asta înseamnă semnificația ceea ce ne spune Cartea Faptelor Apostolilor în acest loc. Mergem mai departe, pentru că mai există un lucru extrem de important care cade în sarcina unei biserici însărcinate cu misiunea, aflată în deplasare, și anume confruntarea păcătoșilor cu păcatul, cu adevărul și mustrarea directă acestei mustrare. Și ne referim la episodul legat de Simon Vrăjitorul. Incidentul cu Simon Vrăjitorul și intenția lui neghioabă de a încerca să cumpere cu bani Duhul Sfânt dovedește cât se poate de clar că predicarea Evangheliei trebuie neapărat și întotdeauna însoțită și de o chemare cât se poate de clară adresată celor care cred de a se pocăi sincer de păcatele lor, de a-și lăsa înnoite mintea și viața lor în conformitate cu adevărul Evangheliei și cu principiile împărăției lui Dumnezeu. Amin. O simplă declarație verbală de credință, așa cum foarte probabil că făcuse și Simon, nu are niciodată niciun efect asupra unui om, dacă omul care face această declarație nu înțelege clar necesitatea pocăinței autentice în vederea unei convertiri autentice, adică nașterea din Duhul Sfânt. Amin. În Vechiul Testament, de exemplu, găsim un text foarte interesant legat exact de această realitate tristă a omului care doar dă din gură, dar inima nu are nicio legătură cu ceea ce spune. Acolo Domnul îi spune foarte clar profetului său Ezechiel. Ezechiel, capitolul 33, versetul 30 și 31. Și el zice așa, fiul omului. Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia fiecare fratului său. Veniți, deci, să ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămadă la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu. Ascultă cuvintele tale. Dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Ceva foarte asemănător îi spune Domnul și profetul Isaia.
se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Revenim la Simon. Mustrarea această astru pe care o face Petru lui Simon, cum îi zice în versetul 20, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul de Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Mustrarea această astră pe care face Petru lui Simon are menirea de a atenționa până în ziua de astăzi pe orice ins care din dorințe meschine sau cu intenții ascunse și-ar putea închipui că odată intrat în biserică, prin botez, ar putea să obțină vreun câștig mărșav folosindu-se de darurile Duhului Sfânt. La urma urmei vă întreb, ne-am putea oare imagina ca tot cunoscătorul Dumnezeu Duhul Sfânt? Vedeți, sunt oameni care există și acum în atenția mass mediei tot felul de cazuri care te cutremură și culmea, acești lideri spirituali sunt susținuți de mulțime. Și nu-și pun niciun fel problema, bă, oare chiar poate Dumnezeu să lucreze printr-un om spurcat? Ne-am putea oare imagina ca tot știutorul, Dumnezeu Duhul Sfânt, cel care cunoaște toate lucrurile și cunoaște inima oamenilor, ar putea Dumnezeu Duhul Sfânt să dea un dar de-al său unui om care are asemenea intenții mărșave, spurcate și ascunse? Puteți imagina așa ceva? Nici eu. Și atunci se întreabă poate cineva, cum pot totuși unii dintre acești indivizi să producă miracole, să uimească mulțimi de oameni? Păi Simon, cum putea? De unde au ei asemenea putere? Iar pentru cine are un dram de minte și vrea să-l și folosească, să-l și priceapă, cred că este destul de clar cu ajutorul cărei putere, de la cine le vine puterea. În niciun caz, puterea nu le vine de la Dumnezeu. În niciun caz. Fie foarte clar lucrul ăsta. Din păcate, biserica, vorbesc ca biserica în ansamblu ei, nu contează denominație, biserica n-a reușit să stârpească definitiv această formă de păcat și de înșelătorie. Iar realitatea este că de-a lungul vremii și până în zilele noastre au existat și încă există strecurați în biserici. Oameni de teama lui Simon. Păcatul lor a ajuns să-i poarte chiar și numele. Știți cum se numește păcatul lui Simon? Simonie. Simonia este practica de a câștiga foloase materiale necuvenite, folosindu-te de autoritatea ta spirituală, pe care ți-o dă poziția de vază într-o biserică, să zicem. Fie că te numești singur profet, vestitor al viitorului, tălmăcitor de vise, vindecător, mai adăugați noastră aici, da? Interpret de vise și vedenii și așa mai departe. Simonia, din păcate, este folosită astăzi în biserică, probabil în toate denominațiile, dar mai cu seamă, și luați aminte și țineți minte acest adevăr, dar mai cu seamă în acele biserici unde cunoașterea Scripturilor și maturitatea duhovnicească în oraiașul este aproape de zero. Cam acolo. De fapt, acest gen de scroci spiritual se bazează tocmai pe necunoaștere, pe naivitate, pe ignoranță și pe disperarea oamenilor. Eu cred că vorba de disperare că-s bolnavi, că oamenii au necazuri, tot felul de încercări. Sunt acești indivizi profită de disperarea oamenilor, mințindu-i cu nerușinare, ducându-i în rătăcire prin tot felul de vicleșuri și profitând de pe urma naivității lor pentru propriul câștig. Pentru toți acești indivizi, pentru toți acești oameni, indiferent de poziția pe care o ocupă și din biserica din care fac parte, în care s-au acioat, dacă nu se pocăiesc de păcatul lor, Duhul lui Dumnezeu
are același verdict pentru ei pe care l-a rostit odinioară prin gura Apostolului Petru. Care a fost verdictul? Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de toți acești oameni duși în rătăcire, dar mai cu seamă să aibă milă de acei oameni care sunt păcăliți, acei oameni naivi și disperați, care sunt duși în rătăcire de acești extroci. Domnul să aibă milă. O altă sarcină extrem de importantă a Bisericii, aflată în deplasare, este legată de rostul ei în această lume. Care este rostul Bisericii în această lume? Vă întreb. Care este rostul Bisericii în această lume? Ce? Care este misiunea pe care Dumnezeu? Să mărturisească. După ce au mărturisit, zice versetul 21, despre cuvântul Domnului, și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, ce făcând? Vestind Evanghelia multe sate ale Samariei. Versetul acesta este foarte interesant și foarte important pentru biserică, pentru biserica de astăzi, și în mod deosebit pentru felul în care trebuie să priceapă orice creștin noțiunea și datoria de a fi mărturisitor sau martor al lui Hristos și al Evangheliei sale. Undeva, la un moment dat, s-a stricurat în mintea unor așa ziși creștini că biserica este chemată, e adevărat, să misioneze oriunde în lume, dar mai cu seamă în locurile unde populația este extrem de săracă, de defavorizată și afectată de sărăcie și de boală, cu scopul principal de a face această lume un loc mai bun. De a învăța pe oameni să-și construiască o viață mai ușoară și să-și rezolve problemele ce țin de partea aceasta a lumii. Și foarte mulți din acești ziși misionari din zilele noastre, trimiși de biserici în astfel de locuri, nu contează biserica sau denominația, se limitează doar la încercarea de a rezolva nevoile pământești, materiale ale localnicilor, asigurarea hranei, îmbrăcăminte, igienă zilnică, educație prin înființare de școli și mai departe, considerând că, în definitiv și la urma urmei, acestea sunt cele mai urgente probleme ce trebuie rezolvate înainte de orice altceva. Și sunt destule biserici care gândesc exact în felul acesta. Acum, fără să fac greșeala de a cădea într-o formă de ipocrizie, considerând cumva că aceste probleme pe care tocmai le-am enumerat n-ar fi reale și urgente, necesare și extrem de importante. Totuși, ca unul care citesc cu responsabilitate cuvântul lui Dumnezeu și caut să-l pricep cât pot eu de bine, eu înțeleg din acest cuvânt că nevoia cea mai mare a unei ființe omenești este și va rămâne până la sfârșitul viacurilor nevoia mântuirii sufletului. Amin? Amin? Iar mântuirea sufletului unui om se poate rezolva într-un singur fel. Prin pocăință și prin credința acestuia în Evanghelie. Da. Biserica este chemată de Domnul și de Mântuitorul ei să predice Evanghelia la orice făptură omenească. Acesta este mandatul ei principal, ce a fost încredințat de Hristos, și acest mandat trebuie să și-l îndeplinească dincolo de orice altceva. Eu nu zic că nu e necesar ca biserica să se ocupe și de alte probleme. Da! Dar mandatul principal al bisericii este acesta, pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a dat și este consemnat de Duhul lui Dumnezeu. De exemplu, în Marcu, capitolul 16, unde spune Domnul, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Nu vă ocupați cu altceva, sau dacă vă ocupați cu altceva, să fie în mod secundar, că și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi răsărit. Asta spune cuvântul.
Așa îi vedem pe apostoli făcând încă de la început și așa au procedat toți cei ce au urmat pe apostoli de-a lungul viacului, așa încât această Evanghelie a ajuns până la urechile noastre. Am crezut-o, am auzit-o, am crezut-o, ne-am însușit-o prin credință și prin această credință am fost numit să vi se fie Domnul pe noastră. Să înțelegem, deci, fiecare dintre noi, că mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu rămâne până la sfârșitul veacurilor datoria sfântă a oricărui copil de Dumnezeu credincios creștin, iar de felul în care ne împlinim această datorie, vom da socoteală înaintea Domnului care ne-a însărcinat cu această datorie sfântă. Amin. Amin. Rog să ne ajute la asta. Amin. Și în cele din urmă, trebuie să subliniem foarte clar și rolul și contribuția celor mântuiți în împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu cu cei din jurul nostru. Cuvântul Scriptură ne spune că Dumnezeu, în nemărginita lui înțelepciune, a alcătuit, spune cuvântul, înainte de întemeierea lumii, un plan de mântuire a oamenilor, plan care a fost declanșat sau pus în aplicare imediat după ce Adam și Eva au căzut în păcat, da? Așa spune cuvântul. După ce strămoșii noștri au fost nevoiți să părăsească grădina Edenului, despărțindu-se de Creatorul lor, înaintea căruia nu mai puteau rămâne din cauza că păcatul se lipise de ei și erau acum nesfinți, Dumnezeu a început să miște istoria acestei lumi, așa fel încât lucrurile să se îndrepte spre un destin final, în conformitate cu planurile sale alcătuite din veșnicie. Pentru aceasta, cuvântul ne spune că Dumnezeu a ales oameni care se pună planul în aplicare, apoi și-a ales un popor, da? Prin care a dat legile și profețiile care vorbeau despre felul în care Dumnezeu avea să-și trimită, să spună, în aplicare va trimite izbăvirea, da? Iar la împlinirea vremurilor Dumnezeu și-a trimis în lume Mântuitorul, adică și-a trimis pe singurul său fiu ca să fie jertfă de răscumpărare pentru mulți oameni, zice cuvântul. Ei, toate aceste evenimente premergătoare venirii lui Mesia s-au desfășurat de-a lungul a multor ani, mii de ani, cu răbdare și cu o minuțiozitate cum numai Dumnezeu ar putea să aibă. Întrebarea foarte importantă pentru mulți dintre oameni și pe care mi-am pus-o și eu este următoarea. Dacă Dumnezeu a pregătit atât de mult și atât de bine totul anunțând din timp, prin profeții lui, toate aceste lucruri. De ce? De ce la vremea potrivită cei mai mulți dintre oameni, cei mai mulți dintre iudei, cei mai mulți dintre evrei, n-au primit, cum se cuvine, darul lui Dumnezeu? De ce până astăzi cei mai mulți dintre locuitorii acestei planete, mulți dintre ei cetățeni ai unor țări așa numite creștine, cu tradiție creștină, cei mai mulți dintre ei nu cred și n-au nicio relație cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lui. Singurul care poate să-i izbăvească de mânia viitoare lui Dumnezeu. Răspunsul nu-i simplu la această întrebare. Există o mulțime de teorii frământate de cele mai luminate minți ale oamenilor pasionați cu adevărat de teologie. Dar este destul de clar că o parte din acest răspuns are în vedere vinovăția celor chemați de Dumnezeu să fie împreună lucrători cu Dumnezeu la împlinirea planului său de mântuire. Sigur, este la fel de adevărat că Dumnezeu în suveranitatea Lui absolută nu poate fi împiedicat în niciun fel să-și ducă la pline planurile. Eu cred asta cu toată convingerea, cu toată ființa mea.
nu poate fi împiedicat Dumnezeu din cauza neascultării și necredincioșiei noastre să-și ducă planurile în bine și le duce. Ceea ce a hotărât Dumnezeu că se va îndeplini, se va îndeplini cu siguranță, indiferent de felul în care oamenii răspund sau nu răspund chemării sale de a-i împlini voia. Altfel, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. În adevăratul sens al cuvântului. Pentru că dacă Dumnezeu poate fi încurcat în vreun fel sau împiedicat de vreun om sau de altă ființă să-și împlinească voia, atunci cu greu am mai putea să spunem despre Dumnezeu că Dumnezeu este atotputernic, atotînțelept, atotcunoscător, nemărginit de înțelepciune și așa mai departe. De acord? Însă, dincolo de toate acestea adevăruri, întrebarea foarte, foarte, foarte importantă pentru noi este aceasta. Cum contribuim noi, cei chemați de Dumnezeu să fim împreună lucrători cu El, la mântuirea lumii din jurul nostru? Cum ne achităm noi, copiii lui Dumnezeu, de sarcina măreață ce ne-a fost încredințată prin mandat Dumnezeu? Cât de conștienți suntem de imensa responsabilitate ce ne-a fost încredințată de către Cel care ne-a chemat să fim moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu, dar și împreună lucrători cu El la evangelizarea lumii din jurul nostru. Cum ne achităm de această sarcină? Am citit aici, în capitolul 8, ce înseamnă o biserică în deplasare. Este o biserică în care începe să facă misiune. Să ducă Evanghelia așa cum a fost intenționată de Dumnezeu până la marginea Pământului. Este o biserică care mijlocește. Da? Este o biserică care confruntă pe cel păcătos cu păcatul său și mustră și spune adevărului pe nume. Este o biserică care întotdeauna mărturisește cu curaj adevărul Evangheliei. Este o biserică care este chemată, chemarea este adresată fiecărui credincios care face parte din trupul lui Hristos, să fie împreună lucrător cu Dumnezeu la planul de mântuire a lumii din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune, putere, cu lumină, cu drăzneală și cu tot ceea ce avem nevoie ca să ne așezăm în această lucrare.